Prin cursurile Dallas Go, sper că voi reuși să îi aduc pe oameni în poziția de a realiza că teatrul este o componentă esențială din viața lor și că prin teatru pot rezolva, de fapt, probleme foarte personale. Actoria. Mie mi-a deschis multe porți spre a mă cunoaște pe mine mai mult și mai bine. Și m-a făcut să-mi dau seama că pot să mă, să mă exprim mult mai eficient jucând decât o fac în viață. Cea mai mare provocare de până acum a fost să intru la facultate <laughs> pentru că eram extrem de emoționat, nu știam la ce să mă aștept și mă pregătisem foarte, foarte puțin. După ce am intrat la facultate a fost un pic mai ușor, până atunci a fost greu. Metoda pe care o aplic eu este singura pe care o și știu și în care cred cu adevărat, cea pe care am învățat-o de la profesorii mei și presupune uh, interiorizare maximă pentru a putea exprima sentimentele și trăirile umane cât mai ca în viață, fără niciun fel de ajutor sau artificiu exterior. Mm. Nu pot să zic că am actori preferați, pentru că pentru mine ei sunt ca și cărțile, ca și muzica. Fiecare este diferit, nu, nu am termen de comparație. Comparație între ei, nu cred că unul este mai bun, altul mai slab sau unul mai carismatic, altul mai puțin. Fiecare este special în felul său. Momentan joc în omul pernă, pisica verde și Chicago. Atunci când lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple pe scenă, nu simt decât ce aș simți în mod normal dacă aș fi în realitate în situația respectivă. Vreau să le demontez anumite idei preconcepute despre teatru și spectacol și actorie, apoi aș vrea să rezolvăm niște probleme pe care le au ei apropo de comunicarea cu ceilalți. Cred că actoria are foarte multă aplicabilitate în viața personală și profesională, în comunicarea cu ceilalți. Dicția, emoțiile, cred că astea sunt esențiale la acest curs.